În această dimineață, aproape 100 de polițiști mehedințeni au fost angrenați într-o razie de amploare. Toate căile de acces în Mehedinți au fost blocate de oamenii legii, care au acționat pentru identificarea celor certați cu legea. Concomitent au avut loc și mai multe percheziții domiciliare. Cu această ocazie, polițiștii au confiscat și un pistol deținut ilegal. Persoana este cercetată în stare de libertate, urmând a se efectua alte activități pentru a se stabili întreaga activitatea infracțională. Arma a fost ridicată în vederea cercetărilor? Arma a fost ridicată în vederea cercetărilor, urmând a se găsit cea de-a doua pe care a dus-o tot fără drept din Bulgaria. Tot în timpul acțiunii, oamenii legii au dat peste un bărbat care transporta cu o auto-utilitară pâine pentru care nu a putut să prezinte niciun document justificativ. Atât mașina cât și pâinea au fost confiscate. A fost identificat în trafic un conducător auto care transporta cu o auto-utilitară produse de panificație, iar la controlul documentelor nu a putut prezenta niciun document justificativ. Ziua a fost plină și pentru polițiștii de la investigații criminale care, în scurt timp de la producerea unei tâlhării, au reușit să identifice autorul. Acesta a urmărit o femeie până în scara unui bloc unde i-a smuls unul din cerceii pe care îi purta în urechi. Am urmărit-o când a intrat într-o scară, ei l-a luat și am fugit. Și nu ți-a fost frică că o să fii prins de polițiști? Ba da. Tânărul respectiv urmează a fi reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore. Bilanțul raziei de astăzi este destul de mare. În total, oamenii legii au acordat amenzi în valoare de 4.000 de lei, au legitimat aproape 800 de persoane și au întocmit 13 dosare penale.